Bună seara, Florin. Bună seara. Cât de repede se schimbă lucrurile? Mi-aduc aminte de ultimul meci direct dintre Clinceni și FCSB. L-ați câștigat voi, Pare Națională. Erai tot un zâmbet, relaxat, bucuros. Acum, por diferență mare față de jocul respectiv. Da, ca joc nu cred că a fost diferență mare. Cred că am avut câteva momente bune de joc. În schimb, rezultatul a fost slab și am făcut câteva greșeli pe care nu trebuie să le facem pe viitor, pentru că na, cu echipă de pe locul 1 sau 2 sau 3 nu te iartă. Asta e clar. Păi de ce crezi că au apărut aceste greșeli? Nu știu. Poate suntem puțin mai relaxați. A fost și o tensiune și o presiune mare pe finalul de campionat, pentru că na, eram fiecare meci, îl jucam așa la limită, știam că dacă pierdem, putem să pierdem play-off-ul și poate așa, inevitabil a apărut o oarecare relaxare. Sau poate, pur și simplu, asta e, am jucat cu cele mai bune echipe din campionat și se întâmplă să pierzi, că na, de-aia suntem pe locul 5 și ei pe locul 1 sau 2. Ați jucat și cu CFR în prima etapă a play-off-ului, acum cu FCSB, dacă ai putea să faci așa o comparație între ele? Nu, aș vrea să fac comparații, pentru că se speculează foarte mult vis-a-vis de noi, că am fi echipa nu știu cui și nu știu cui, și mă deranjează foarte tare lucrurile astea și atunci orice aș spune, poate la un moment dat va fi interpretat. Dar vă gândeați chiar înainte de acest meci, poate o motivare suplimentară, să faceți o partidă bună ca să eliminați toate aceste suspiciuni, toate aceste discuții în legătură cu meciul între Clinceni și FCSB? Eu personal da. Nu pot să mint. Mi-am dorit, mai mult din cauza asta, mi-am dorit să facem un meci bun astăzi și să obținem un rezultat, dar nu tot timpul se întâmplă așa cum ne dorim. Asta e. Vă mai gândiți la locul 4? Spunea antrenorul vostru, Ilie Poinaru, că ar putea fi un al doilea obiectiv după ce ați intrat în play-off, o posibilă participare în cupele europene, chiar într-o anumită conjunctură favorabilă. Sincer să fiu, pentru mine, da, ăsta e un obiectiv locul 4, pentru că dacă nu-mi setez ceva, atunci nu mai rost să vin, nu mai am nicio motivație, așa că mereu mi-am setat targeturi în alte și la fel am făcut și când am venit aici. Ne-am dorit play-off-ul, chiar dacă nu pot zic că am crezut din primul meci în play-off, dar am ajuns și cred că e important să ne setăm un obiectiv clar, pentru că doar așa putem să ajungem undeva. Cu sigur că am jucat cu CFR și cu FCSB. Mai sunt 8 meciuri, mai sunt multe puncte în joc. E un program infernal pentru toți. Vedem ce va fi la final. Te așteptai totuși să puneți mai multe probleme în atac în aceste două partide, niciun gol pentru Clinceni? Dacă mă așteptam, acum nu pot zic că am fost noi vreo ok, echipă foarte ofensivă nici în timpul campionatului regulat. În schimb, am fost un pic mai bine pe apărare, cred că și aici s-au schimbat puțin lucrurile, adică am luat goluri destul de ușor. Dar sper să reușim să le reglăm și să reușim să obținem ceva din următoarele două meciuri, pentru că ar fi important și pentru moralul nostru. A contat sau cât a contat și absența lui Ilie Poinaru și a celorlalți jucători? A contat, îți dai seama. Na, e, până la urmă, e antrenorul principal și na, e lângă noi mereu, pune suflet, a pus suflet tot parcursul campionatului, dar nu ar fi iurea să zic acum că de-aia am pierdut sau că de-aia am făcut un meci mai slab. Nu. N-avem nicio scuză. Mulțumesc.